Salut, mă numesc Eugen și vreau să vă povestesc cum mi-am prins iubita în pat cu colegul meu de apartament. A fost cea mai dureroasă experiență pentru mine, însă m-a învățat să-mi dau seama din timp când ceva se întâmplă și mai ales să nu am încredere oarbă în nimeni. Eu cu Lavinia suntem prieteni încă din copilărie. De fapt așa a început totul în cazul nostru. Noi am crescut într-un sat unde nu exista liceu și deși aveam variantă să facem naveta până la cel mai apropiat, nici eu și nici Lavinia nu am vrut, fiindcă ne doream mai mult de la viitor și simțeam că la acel liceu din zona noastră nu aveam prea multe de învățat, deoarece amândoi ne doream să facem ceva în economie. Când părinții noștri au auzit, au decis să ne trimită la oraș pe amândoi cu chirie. Însă neavând prea mulți bani și totuși fiind prieteni, am ales să împărțim un apartament. Sincer, pentru mine a fost genial că în anii de liceu să locuiesc cu cea mai bună prietena a mea și fără să mă aștept la asta, între noi doi s-a întâmplat ceva. Mai exact, am început să avem sentimente unul față de celălalt. Din clasa a 10-a am început să fim împreună și sincer eu credeam că va fi pentru totdeauna. Părinții noștri știau că aveam o relație și ne susțineau. Locuiam cu iubita mea și credeam că o cunosc mai bine ca oricine. Însă lucrurile au luat-o puțin razna, din momentul în care tata m-a chemat acasă să îmi spună că nu mai avem bani și mie mi-a venit strălucita idee de a lua un coleg de apartament. Știi că mama ta a rămas fără loc de muncă și avem destul de multe datorii. Nu cred că mai poți să țin chiria pentru mult timp. Ar fi cazul să-ți termin liceul în zona asta, dacă e să încep transferul cât mai repede. Înțeleg, dar nu vreau. Adică găsesc eu o posibilitate până la urmă. Mă pot angaja, e cea mai simplă chestie. Și am să susțin eu chiria. În niciun caz, eu vreau ca tu să-ți vezi de școală și să înveți. Nu vreau să muncești de la vârsta asta. Ai o viață înainte să o tot faci. Nu se merită de acum. Oricum, ai învățat ce era important de învățat. Ce mai contează acum unde faci ultimul an? Pentru mine chiar contează. Contează și liceul, dar și să fiu aproape de Lavinia. Uite, aș putea să caut un coleg de apartament. Așa, dacă voi fi și eu și Lavinia și respectivul, am putea lejer să susținem chiria. Să știi că nu era ideea. Ok, îți dau maxim o lună să încerci să rezolvi. Mai mult de atât eu nu te pot ține. Ne-am înțeles? Atunci m-am pus serios să caut un coleg de apartament. Bineînțeles că prima oară am întrebat-o pe Lavinia dacă are vreo problemă cu asta și din fericire a fost de acord. Ideal ar fi fost să băgăm un coleg sau o colegă, măcar cineva cunoscut, însă nimeni din cercul nostru nu și-a dorit pentru că ei locuiau deja în oraș și ce sens avea. Așa că ultima variantă pentru mine a fost să pun anunțul pe internet. Eram disperat să găsesc pe cineva cât mai repede, ca să nu-i cauzez probleme tatălui meu. Așa că am pus anunțul pe toate site-urile de profil și pe toate grupurile de pe Facebook. În primele zile nu a sunat nimeni. Deja începusem să îmi strâng ușor din lucruri, pentru că sincer mă dădusem bătut și nu credeam că cineva va mai suna. La un moment dat, pe la 10 seara, sună telefonul în legătură cu apartamentul. Însă tipul care m-a sunat nu mi-a dat prea multă încredere, dar fiind forțat de situație, am zis să-i dau o șansă. Salut, am văzut pe internet că tu cauți un coleg de apartament. Eu sunt 100% interesat, însă am o singură condiție, să mă primești din seara asta. Salut, da, din seara asta? Nu crezi că e prea din scurt? Eu mai stau cu cineva și nu cred că e tocmai ok. Adică cel mai bine ar fi să ne întâlnim, să ne cunoaștem și să vezi și tu apartamentul. La urma urmei, dacă e să locuim împreună, trebuie să vezi dacă suntem pe aceeași lungime de undă. Da, nu prea mă interesează asta. Eu de obicei mă înțeleg cu oricine. Ți-am zis, nu-mi pasă cum arată casa. Eu am nevoie de un pat pe care să dorm și atât. Oricum, în mare, eu nu stau pe acasă. Așa că ce spui? Îți pot oferi un preț mai bun decât cel cerut. Ok, să mă gândesc. Vorbesc și cu persoana care mai stă aici. Luăm o decizie și te sun în maxim 30 de minute. Doar că nu pot să-ți promit nimic. Așa că dacă e urgent, poți căuta în continuare. Am vorbit cu Lavinia și deși amândoi eram în dubii, am acceptat. Mai ales că mi-oferea o sumă mai mare și așa practic îmi plătea și partea mea. L-am sunat și în aceeași seară a și venit. Era un tip puțin mai mare ca noi, plin de tatuaje și cu atitudine de băiat rău. Sincer, după ce l-am văzut am regretat puțin că l-am băgat în casă. Mai ales că părea genul pus pe ceartă, însă nu mai aveam ce face și nu puteam da înapoi. Eu unul nu am reușit să mă împrietenesc cu el. Era mereu tăcut și, cum a zis și el, nu prea dădea pe acasă. Însă, spre surprinderea mea, se înțelegea mai bine cu Lavinia. Mult mai bine. Însă, niciodată nu mi-a dat de gândit că ceva s-ar putea întâmpla între ei. Mai ales că eu aveam încredere oarbă în Lavinia. La un moment dat, am plecat de la liceu mai repede, fiindcă profesoara cu care aveam ultimele ore se simțea rău. Știam că Lavinia este acasă și voiam să o anunț că vin, dar avea telefonul închis. Ei bine, când am intrat pe ușă, am avut parte de surpriza vieții mele.
Lavinia era în pat cu colegul de apartament și nu stăteau pur și simplu să se uite la televizor sau ceva. De fapt, nici măcar haine nu aveau pe ei. Când am văzut, era să o iau razna. Nu m-aș fi așteptat în veci la așa ceva. De fapt, nici măcar nu aveam vreo bănuială că între ei se întâmplă ceva. Mai ales ceva de genul. Deoarece în 3 ani de relație, eu nu am fost cu Lavinia în acel fel și am respectat-o. Tipul ăla a început deodată să se ia de mine, de parcă tot eu aș fi fost vinovat. Și până la urmă, eu am fost cel lăsat, fără iubite și fără casă. Ce tot faci atâtea drame? Parcă ești o femeie nebună. Acceptă odată că fata asta nu te mai vrea. Fii bărbat și treci peste. Eu sunt de vină că a venit la mine? Dacă tu nu îi oferi ce-i trebuie, logică pleacă. Nu mă interesează asta. Dacă nu voia să mai fie cu mine, putea să-mi spună și să se despartă de mine. Ea a ales să mă înșele. Asta e problema. Păi poate era frică că o să reacționezi așa și nu a vrut să-ți facă rău. Te rog eu, treci peste și nu ne mai fă nouă drame. A, și apropo, poți să-ți iei lucrurile și să pleci din casa asta, ok? Poftim? Cum să plec? Eu am închiriat apartamentul ăsta. De-abia ai venit și vrei să rămâi și cu apartamentul și cu iubita mea? Nu prea cred. Tu o să pleci în momentul ăsta de aici. Ne-am înțeles? Nu mă fă să chem proprietarul și să te dea el afară. Băi, din câte știu, n-ai bani de chirie. De fapt, până acum eu ți-am plătit și partea ta. Așa că dacă va fi cineva dat afară din casă, tu vei fi acela. Dacă vrei, poți să chem proprietarul. Clar nu te va ține pe tine pe gratis. Nu am mai avut ce face și a trebuit să plec. Bă, nici prin cap nu-mi trecea că acea zi avea să se termină astfel. Mi-am pierdut tot. Iubita, apartamentul și liceul. Pentru că tata nu a mai putut susține o chirie și a trebuit să mă transfer și să fac naveta. Ce pot spune? Experiența aia m-a trezit cumva la realitate. O realitate dură, ce-i drept. Pentru că eu niciodată nu aș fi crezut că iubita mea pe care o cunoșteam din copilărie și care mi-a fost și cea mai bună prietenă, mi-ar fi putut face așa ceva. De atunci am început să mă îndoiesc de oricine și să nu mă mai culc pe o ureche. Nu toți oamenii merită încrederea ta. Și nu uita, încrederea e ceva prețios. Așa că ai grijă în mâna cui o pui. Așa că aceasta a fost și povestea de astăzi. Și nu uitați, dacă și voi aveți o poveste din care cu toți avem ceva de învățat, o așteptăm să ne-o trimiteți pe e-mail și cu siguranță o vom face dacă ni se pare interesantă. Nu uitați un follow și pe Instagram ca să vedeți ce mai facem și acolo, link-ul este în descriere, abonați-vă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!